conștiența l-a costat viața aseară pe un bărbat de aproximativ 35 de ani. A fost lovit în plin de o mașină pe DN4 în dreptul localității Mitreni. În urma impactului puternic, bărbatul a fost aruncat pe marginea drumului. Bărbatul din imagine este șoferul autoturismului implicat în accident. Ce s-a întâmplat? Era pe mijloc șosenii. M-ați spus să le evitați? Cum? Păi l-am... Ce s-a întâmplat? Era culcat în mijloc șosenii. N-ați putut să le evitați? Nu, nu, n-am putut să le evitați. A rămas șocat când a văzut că omul pe care l-a lovit zace mort pe marginea șoselei. Singurul martor al accidentului a fost pasagerul din dreapta. Ce s-a întâmplat? Nu știu eu, domne, nu sunt eu șoferul. Nu sunt eu în temă să vă spun. A fost în mașină, ce s-a întâmplat? Eu n-am văzut nimic. Avea viteză? N-avea viteză, normal. Cam cât? Nu pot să spun eu, că dacă eu n-am fost șofer, nu pot să spun. Estimativ, cam cât? Avea 80? N-avea, domne, n-avea cum să aibă. Da. Era culcat cu omul? Era pe șosea? Era în vine. Pe vine. Altceva n-am văzut. N-a putut să le evite, nu? Mai venea o mașină din față, ceva? Nu venea, domne, absolut nimic. Șoferul a fost dus de polițiști la Spitalul Municipal Oltenița pentru recoltarea probelor biologice de sânge. Circulația în zona a fost îngreunată mai bine de o oră, timp în care polițiștii au făcut măsurători pentru a stabili cauzele accidentului. Pietonul decedat a fost transportat la morgă și urmează să fie identificat. În urma evenimentului rutier s-au stabilit următoarele. Conducătorul auto din Caurel, care a condus autoturismul marca Ford, pe DN4 din direcția București către Oltenița, a accidentat o persoană de sex masculin care până la acest moment nu i-a fost stabilită identitatea, aflându-se pe partea carosabilă la axul drumului, nepurtând elemente reflectorizante sau dispozitive luminoase care să-i facă simțită prezența în carosabil. La fața locului s-a deplasat serviciul de ambulanță care a constatat decesul persoanei în cauză. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotez, rezultatul testului respirator fiind de 0,00 mg per litru, după care a fost condus la Spitalul Municipal Oltenița, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.